Vanda! O să fie ziua mea și... și vreau să te invit! O să vină toată clasa! Nu știu ce să zic. Hai, te rugăm! O să vină toată clasa! Nu te lasă părinții tăi? O pun pe mama să vorbească cu ei. Nu cred că pot. Tata lucrează, iar mama... Hai, Vanda, suntem atât de curioase să vedem rochiile! Toată lumea o să zică... Wow! Cât de frumoasă e rochia Vandei! Vanda! 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 Toate fetele o să fie îmbrăcate în rochii mari și frumoase! Și totul o să fie doar pe alb! Bine, am să vin! Tu? Unde să vii? Abia dacă poți să te trăști! Dispari! Aud, nefericirea ține simte lângă mine, cere! Aud familii și prieteni și spun că au probleme. Adevăratele probleme le vezi peste umăr. Și nu-mi așum 10 degete să pot să le enumăr. Stai un minut pe gânduri, te rog, și ascultă-mă pe mine. Și imaginează-te într-o zi, într-un scaun cu rotile, să-ți cunoști iubirea pe un cer, cu fericirea în pupile. Iar când te vede la întâlnire, să-i fie rușine cu tine. Cine poate? Mai bine zis, cine nu râde de mine. Și lui.
lumea. Toată lumea poate, doar Wanda nu poate nimic. Wanda nu poate să citească. Wanda poate. Matilda poate. Matilda merg la școală chiar și așa. Wanda merg la școală. Copiii merg la școală. Matilda merge. Wanda merge. Copiii merg, tată. Nu, tată, nu. Pe Matilda.